Vești bune de astăzi: accesul în Parcul Municipal Constantin Brâncuș, Parcul Coloanei Fără Sfârșit, Parcul de pe Insuliță, parcurile din Mioriței și Olari, Parcul Miloșescu și în cele două zone de agrement, Drăgoieni și Preajba, va fi din nou permis cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus, conform hotărârii numărul 24 din 14 mai 2020, emisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, a anunțat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Sunt exceptate locurile de joacă pentru copii, care vor rămâne în continuare închise. Autoritățile locale fac apel la respectarea măsurilor de distanțare, la evitarea locurilor aglomerate și îndeamnă cetățenii să poarte mască de protecție.